povestea lui Jimmy. Respins, povestea unui spectacol de talente. Deci, dacă testul A este rezolvat la o rată de 2,5 răspunsuri pe minut, iar testul B este rezolvat la o rată de 2,51 răspunsuri pe minut. Transmitem în direct de la ora de matematică a domnului Prime spectacolul TAC. Mulțumesc. Hei, am o întrebare pentru voi. De ce lura semnul plus pe semnul minus? Pentru că era negativist. Zing. Dar ce faceți aici? Știi, când ai un prieten care e comic, trebuie să mergi la spectacolele lui să-l sprijini. Ești nașpa! De ce a fost culegerea de matematică la psihiatru? Pentru că avea probleme. Zing! Hei, nu sunt bun numai la comedie. Priviți-mă și cum dansez în musicalul meu animat. Dintre toate instrumentele mie îmi place toba. Bumba da bumba da bumba da bumba bumba da bumba bomba. Andele feste, mire ros. Ai vreo problemă cu metodele mele de predare, domnule Roberts? Da, ciudatule, îți face probleme creierul bătrânului. Nu sunt ciudat. Da, unii au proteză, alții bat din picior. Jimmy are doar creierul celui mai mare de senator din America. Asta-i treaba. Iuhu! Sunt eu, domnul Roberts, consilierul. Și vă anunț că va avea loc primul spectacol anual. Suntem cu toții speciali în felul nostru special. Tare. Audiții fără juriu. Audiții libere. Adică audițiile libere. Chiar dacă suntem speciali, vom avea ocazia să râdem. Vom râde cei mai puțini speciali. Mulțumesc! Noapte bună! Jimmy, cred că acum ești fericit că-l ai pe pinguin în minte, ha? Te pot prezenta cu toate glumele mele super tari, nu-i așa? Da, însă glumele tale nu prea se potrivesc prietenilor mei cum se potrivesc alor tăi. M-am săturat să fiu considerat un neisprăvit. Poate am să demonstrez că nu-s țicnit. Stai așa, a rimat. Crezi că ăsta poate fi un talent? Nici poveste, doar dacă ești rapper. Hei, am putea fi rapper. Tu ești cel priceput la rime, iar eu sunt cel simpatic. E perfect, atunci vom fi rapperi. Da. Oh, bună, Robin. Așa am vrut. Sunt puțin cam neîndemânat cu fetele. Cam mici, nu ca prieteni. Tu nu ești, ai putea fi prietena mea. Nu înțeleg ce vrea să facă tatăl tău. Dacă toți trebuie să se simtă special, de ce e o competiție atunci? N-ai niciun talent, de-aia ești invidioasă. Oh, iar tu ai, nu? Hei, fii pe fază, oh! E dansul în vogă, e tare. Haide. Întreabă cineva, tu nu ești fratele meu. Câtă răutate! Haide, să nu te întorci diseară acasă pentru că am să fiu eu acolo. Săculețule, am să scot desenele din mintea lui Jimmy cu acest extractor de gânduri. Acum, săculeț, tot ce trebuie să fac e să apăs acest buton, iar desenele visate vor apărea pe acest monitor. Eu le voi înregistra și mi le voi însuși ca pe creațiile mele și voi deveni cel mai mare desenator care exista vreodată. Și apoi voi stăpâni lumea. Sunt un geniu! Gunoiule! Știam eu că un monitor de $9 nu e bun de nimic. Oh, da? Dar cineva voia să economisească pentru un MP3 player. Nu te preface că nu mă auzi. Spectacolul talentelor. Audiție. Fără Iodler, vă rugăm. Să n-aveți emoții. Nimeni dintre voi nu va fi exclus de la spectacolul celor speciali. Atunci aia pentru ce e? Oh, gongul specialității vă va avertiza dacă sunteți genul special pe care nimeni cu mintea întreagă nu ar vrea să-l vadă pe scenă. Mult succes! Ah,
Deci, ești gata să începi, puștule? Da! Dansezi break? Oh. Nu ăsta-i talentul meu. Mă bucur doar să mă aflu aici. Eu sunt magician. Da. Grozav. Da. Deci, Kevin, iubitorul animalelor, ce ne prezinți? Am o pasăre cântătoare. Grozav, ador păsările. Asta e o rață. Foarte bine. Chiar trebuia să-i spuneți. Au, n-am mai văzut un cap rotindu-se așa de la fosta mea soție. Și ea era bufniță, zing. Toate glumele mele sunt super. Auzi, de la fosta mea soție era bufniță, zing. Nu sunt comic, eu sunt rapper. Sunt bun și pot demonstra asta. Ai cumva emoții? Nu, nici vorba. Oh, bine. Au, au, degetul meu. Centrul hip-hop al corpului meu. Trebuie să mergi fără mine. Ce? Ce tot spui acolo? Pentru mine totul s-a sfârșit. Du-te acolo și fă ceva. Pentru fanii noștri. Dar ce pot să fac? Bine, puștule, suntem doar noi doi. Uite cum o să începem. Cum se numește un bărbat care vorbește trei limbi? Triling. Haide, Jimmy, spune-le, e tare bancul. Nu pot, nu e amuzant. Ce-ai spus, Jimmy? Vorbește tare. Am un prieten ale cărui glume sunt neserate, cum să vă spun. Am haine second hand de material mai bun. Știți? Glumele lui sunt umflate ca un purcel. Chiar și cartea de telefoane e mai amuzantă ca el. Spune zinc, nu vă mint, este ca și un alint. Mai bine ar bea o sticluță cu absint. E hilar, e bizar, dulce amar, vă e clar? Cioc, cioc! Cine e? Aiurea, eu dispar! Ei, asta chiar a fost ceva special! Foarte, foarte amuzant! Ce să spun, grozav! Roberts. Mâncare spațială. Scuze că n-am fost la audiția ta. Pirat spațial pe Pluto. Cum a fost? Am fost tare. După spectacolul ăsta nimeni n-o să mai spună ciudat vreodată. Felicitări, scumpule. Hei, eu am avut ghinion. Pe mine felicitați-mă că am avut forța de a continua. Spectacolul acesta e aiurea. Ceea ce ar trebui să fie amuzant se transformă în competiție. Oh, scumpo, n-ai niciun talent? Mamă, poți să gătești dincolo? Te rog? Mersi. Amice, nu uita să faci repetiții diseară. 2 ore de rap și o oră de asta. Știi că ai mâncat 40 de kilograme de paste? Și ce? Roșu în obraz, pinguinul n-are haz. Au, Jay! Cum ai putut să rănești sentimentele lui Tax? Știi că e prințul clownilor din Antarctida? Păi n-a fost cu intenție și apoi Tax e comediant, știa că e o glumă. Sigur, băiete, absolut! Comedie injurioasă, bună treabă! N-ai lovit deloc în marile mele temeri și nesiguranțe. Super, mersi! Nu m-am prins. Ei, ne-am învățat lecția, săculeț. Nu mai cumpărăm monitor de la standul cu fructe. Ei, nu-i mare lucru. Îl cuplez pe Jimmy la televizorul familiei. Ce faci acolo? Păi, monitorul meu s-a stricat, așa că îl cuplez pe Jimmy la televizor. E rândul meu să mă uit la televizor. Uită-te la roata TV, amice. Ianzi, fii calmă, fii calmă. Astea sunt drepturile mele, Sony. Nu pui tu mâna pe televizorul meu. Dar ai putea dispărea în mod misterios, iar televizorul mi-ar rămâne mie. Eu zic că nu. Da.
Wow, ai văzut cum au aplaudat? Ca și cum, ca și cum eram iar normal. Grozav! Știi ce? După ce câștig spectacolul, mă vor vedea cu toții într-o lumină nouă. Amice, nu ești centrul universului, încă mai ai de trăit. Craig, te-ai lovit doar la deget. Auzi, lume, sunt pe ducă. Slavă cerului, băiete, m-ai salvat. Ceilalți sunt toți la nivel de școală elementară. Domnule Roberts, de ce să nu participăm doar de dragul distracției? De ce trebuie să fie o competiție în care pierzătorii să simtă că au pierdut? Cineva n-are talent. Ba, am talent. Ai prea mare încredere în tine și de aceea vei fi neintenționat hilară. Dar se poartă. Spune-mi, cu ce te trec? Cu nimic. N-ar trebui să fie deloc o competiție. Tu, bă? Îndrăzneață alegere. Ce faci? Încerc să mă uit la TV și nu pot deoarece nu aud. Nu se poate să deconectezi extractorul de gânduri când se încălzește. Ar putea provoca o ruptură temporală. S-ar trece dintr-o dimensiune în alta, cine știe? E foarte grav, Ianții. Dacă faci zgomot înainte ca Justin să-i mărturisească ce simte lui Connie, am să te rup în două. Oh, nu! Uite ce ai făcut! Oh! Planurile mele. Acum n-am să mai pot să... Connie nu pleca. Nu pleca. Și el te iubește. Un aragaz cu patru ochi de pe străzile din Antarctida. Nu e amuzant, dar e... Stai așa, ce rimează cu Antarctida? Ventarctida? Centarctita? Enta? Jimmy, ai mers prea departe. Trebuie să-i cer scuze lui Tax acum. Dolly, trebuie să mă pregătesc pentru spectacol. E ceva foarte important. E șansa mea ca ceilalți să mă vadă altfel. Sunt tare. Da. Și apoi, dacă Tax ar fi supărat, ne-ar spune. E un tip rezonabil. Rezonabil? Exact, amicul tău zângănit e în culmea fericirii, da. Vezi, spune că e fericit. Și să știți că oriunde m-ar duce vârtejul dimensional, va fi mai bine ca aici. Adio, adio pe vecie. Stai, Tax, nu. Ce-am făcut? Spectacolul talentelor. Astă seară, fără suflător de foc, vă rugăm. Mulțumesc și bună seara! Bun venit la spectacolul de talente! Cu toții suntem speciali în felul nostru special! Spus doctorul că puțină dudelare ajută la sistemul imunitar. Hei, n-am terminat sucul! Astă seară vom vedea niște copii foarte talentați, ca și fiul meu Jimmy, și alți copii, care ne vor face să ne simțim bine în pielea noastră. Și apropo de asta, iată mingea de bowling umană! Au mai rămas două pupice. Mingea de bowling umană. Iar acum primiți-l cu aplauze pe elevul ai cărui părinți au interzis participarea timp de 80 de ani, bunicu. Și asistenta sa, Becky. La 3. 1, 2. Am spus la 3. Scuze. Greșeala aceasta îl va costa. Dacă am avea juriu. La gente para Oh, my God.
Dacă Tax ar fi aici să-mi ureze succes, apoi să fac o glumă la adresa mea, ar fi super. Oh, vai! Mi-a trimis o vedere din cealaltă dimensiune. Dragi prieteni, mă bucur că Jimmy m-a făcut să renunț la comedie. Mi-a oferit șansa de a face ce mi-am dorit din totdeauna. Să mă învârtesc o veșnicie într-un vid atemporal. Cu dragoste, Tax. Ce? Nu eu l-am făcut pe Tax să renunțe. L-ai făcut pe Tax să renunțe? Nu l-am făcut. I-am spus doar că nu e destul de bun. Și ce? Uită-te la spectacolul ăsta. Toți încearcă să fie buni, dar nimeni nu se distrează. Știi, Tax știa să se distreze. Bun, trecem mai departe. Următoarea reprezentație îmi va catapulta fiul pe locul bine meritat. Cel mai tare puști din școală e Jimmy Roberts. Stai, oprește muzica. Știți de ce semnul plus îl ura pe semnul minus? Pentru că era negativ. Zing? Ce public grozav, mersi. De ce a mers cu legerea de mate la psihiatru? Avea probleme? Zing? Teribil, foarte slab. Știți, viața nu e doar o glumă. E bine să cânți și să dansezi. Și la cele ce urmează nu mă descurc singur. Dintre toate instrumentele mie îmi place toba. Bumba da bum, bumba da bum, bum bum. Dacă mă întrebați pe mine, eu prefer un fluier. Fidel, didel, dum, dam, dam. Dar amândurora ne place ceva, ori tace. Ori tace. Tuturor ne place un musical, da, asta sigur ne place. Ori da, ori da, ne place asta. Micuțe, cincile, imense, gorile, hai cântați cu noi! O, da, o, da, ne place asta, da! Iar sunt bou și un flamingo, cântați și voi cu noi! Am trimis filmarea unui prieten din Australia și aproape că a ajuns. Adaug acum și sunetul. Bumba da bumba da bumba da bum. Wow, arată foarte ciudat. Și ce? Cel puțin el e acolo și se distrează. Așa ar trebui să facă tot. Iar tu stai deoparte. Spune asta pentru că nu are niciun talent. Bam. Băiatul meu! Hei, s-ar putea ca Jimmy să treacă pe aici, să o luăm prin spate. Am dispărut deja. E magic, fantastic, magnific, bombastic! Adevărată cântare! Da! Da! Cum a fost? Fantastic! Wow, Jimmy, ai curaj. Mersi, și tu. Hei, Tax, bine ai revenit. Mersi, puștule. Bravo! A fost grozav, Tax și Jimmy. Încum popândău și-ați dat lovitura.